m-a luat în brațe, m-a băgat așa sub tricou și a fugit cu mine până acasă. La acea vreme ne puteam bate cu oricine din punct de vedere fizic, tactic, eram foarte bine pregătiți și mental. Am ieșit la încălzire, era totul verde și în cât durează încălzirea? 25 de minute până la glezne. Era zăpada. Meme spune, bă, ce aveți? Stop! Jucați cu Rabi! Bănel, dacă era în teren atunci, nu știu dacă se mai întâmpla. Tigrule, o să fii capitan pe Bernabeu. Am fost acasă și am zis, mă las. Uite, și acum mi s-a făcut pielea pe mine, da? Pentru că parcă trăiesc și acum clipele. Bun găsit la o nouă ediție de Top Interviuri. Astăzi vom afla poveștile unui jucător care se confundă mare parte cu Steaua și în special cu un mare eveniment. A fost capitanul Stelei la meciul de pe Bernabeu cu Real Madrid. Îl am alături de mine pe Sorin Paraschiv. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Bună ziua. Până să ajungem la acel meci celebru în care ai purtat banderola, mai ți-aduci aminte primii pași în fotbal? Unde ai făcut? Când ai făcut? Cine te-a dus? Da, normal. Tatăl meu care a fost alături de mine pe toată perioada carierei mele. M-a dus la fotbal Alexandria, la juniori, după care am făcut o parte din juniora la Alexandria acolo, având și un prieten foarte bun, mi-aduc aminte, Jean Dragnea, care era și un prieten de familie și este în continuare, făceam în particular cu el, m-a instruit foarte bine. La 13 ani am venit în Ghencea, la Steaua, la junior și de acolo am visat tot timpul să joc la echipa mare a Stelei, tot timpul după fiecare antrenament. După noi venea echipa mare și rămâneam, mai lipseam și de la școală, rămâneam să vedem antrenamentul și toți copiii din acea generație, din acea grupă de 81, ne doream să ajungem odată să jucăm la echipa mare. Nu au ajuns foarte mulți din acea grupă, am fost singurul, norocos, pot spune și așa. Și cam asta a fost perioada junioratului. Păi și cum făceai? Făceai naveta de la Alexandria sau te stabilise în București? Nu, eram, stăteai la cămin? Da, stăteam la cămin, cei de la Steaua mi-au oferit cazare. A fost o selecție sau cum? Da, a fost o selecție pentru jucători veniți din provincie și au fost ales 2-3 jucători, printre care și eu. Ne-au oferit cazare, masă și am rămas în condiții care, nu știu, în momentele acestea, pentru orice alt copil, pentru orice alt junior, ar fi grele. Dar pentru mine nu au fost deloc grele în acel moment, pentru că, vă dau un exemplu, aveam căminul undeva în Plevnei, da. Masa o aveam în Ghencea, deci plecam de la Plevnei să mâncăm 40-45 de minute, să mâncăm, după care ne întorceam la teren. Deci erau condiții foarte grele la acel moment, dar uitați-vă că noi nu le băgam în seamă și am trecut peste ele. Și am reușit să ajung la echipa mare. Și la Alexandria unde vă antrenați? Aveți terenuri acolo? Da, care ai făcut da, în primii da. Ani? Da, erau terenuri. Terenuri de copii, cum erau? Da, mai puține, nu ca în ziua de astăzi. Da. Nu prea aveam meciuri foarte, foarte multe, decât când aveam turnee iarna de sală și vara pe teren mare. Nu era ca în ziua de astăzi, unde totuși copiii și juniorii sunt văzuți altfel, nu știu, au luat o amploare așa în acest moment, aceste turnee de copii și juniori, la lună, la două luni, avem parte de turnee foarte bune pentru ei, de altfel. Dar atunci era altceva. Cum a fost copilăria? Altfel decât altfel. Cea de acum. Clar. Fără tablete, fără clar. Telefoane, fără calculatoare. Clar. Minge. Numai mingea, nu? Minge. Clar, minge. Maidanul, spatele blocului. Da. La 2-3 luni schimbam mingea, la 2-3 luni Adidas. Adidas și de Drăgășani, mingea de 35, nu? Tatăl meu a fost tot timpul alături de mine când pleca. Suporter al Stelei? Pasionat?
Să știi că nu, nu. Am devenit amândoi pasionați de Steaua în momentul în care am ajuns la 13 ani. Da. Până atunci doar mă uitam la meciuri, totuși eram un copil, mă uitam la meciuri normal, nu aveam așa o, nu știu, să fiu un suporter foarte mare al Stelei, da. Simpatizam, dar de momentul în care am ajuns în Ghencea, atunci a fost așa o întorsătură și am simțit ceva pentru această echipă. Aveai 8 ani la Revoluție, îți mai aduce aminte de ceva, de anii cu... Da, m-a prins cu Anico. Prietenul care v-am spus de familie, da. Antrenorul meu personal, m-a prins pe teren, la antrenament, mi-aduc aminte... M-a luat în brațe, m-a băgat așa sub tricou și a fugit cu mine până acasă. A fugit, opa. Eram speriați amândoi, da. Da, dar ne-a prins pe teren, ne-a prins. Cozile mai le ții minte? Da, alea, bananele verzi puse pe dulap, bomboanele cubaneze, ce îți mai aduce aminte? Da. Mă mai duceam la pâine, stăteam la coadă, atât, dar în rest prea multe nu, eram mic, mai mult ai mei se ocupau. Aveai modele ca fotbaliști? În momentul în care am ajuns la Steaua, toată lumea, eu cel puțin, îmi doream să ajung ca Marius Lecătuș. Îmi doream tot timpul, la antrenament stăteam numai cu ochii pe el. Toate mișcările lui, tot ceea ce făcea în antrenament, îmi doream. Bineînțeles, nu știam că nu am calitățile necesare de a juca pe un post ca lui Marius Lecătuș, dar știi cum este. Când ești mic, îți dorești să ajungi ca Hagi, ca Lecătuș, ca... Chiar dacă nu ai calitățile necesare. Și de afară? Poate poți să fii fundaș central de meserie, dar îți dorești să ajungi ca Hagi. Și de afară? Era vreun jucător care îți plăcea? Nu prea urmăream în vremurile alea. Nu urmăream decât campionatele europene, campionatele mondiale, dar... Bănesc că primul turneu final de care ți-au ce aminte e 94, nu? Da, atunci 94, ai început să realizezi. Clar, la 13 ani, nu? Clar, Hagi, echipa națională, Lăcătuș, Steaua. Normal, pentru orice copil în acele vremuri. Cam ăștia erau idolii. Hagi, echipa națională, eu jucând la Steaua, era Lăcătuș, probabil pentru alți copii care nu erau steliști, probabil aveau alți idoli de la echipele cu care țineau. Și ați ieșit în stradă în 94, că erai în București deja la 13 ani? Nu am ieșit, eram la Alexandria, am văzut, acolo am văzut... Meciurile eram prea mic, totuși, să realizez acea mare performanță. Mie mi se părea normal la acea vreme că am și ieșit în sferturi de finală. Mi se părea anormal. După aia am realizat în timp, ce mare performanță, totuși, că a fost o performanță imensă. Singur în București la 13 ani? Greu? Greu, foarte greu. Multe Mulți obstacole. Și-au pierdut capul? Da. Nu? Foarte greu. Multe obstacole. Acum, după foarte mulți ani, realizez și eu că chiar am avut noroc, multe obstacole, multe tentații, dar am trecut peste ele. Mi-a plăcut mai mult fotbalul decât aceste tentații, cu toate că le-am făcut și eu. Nu există un jucător care a ajuns să nu fi făcut greșeli. Nu cred că există, nu cred că poate fi un copil perfect, mai ales că eram singur în București, dar tatăl meu a avut grijă de mine, mă verifica la 3-4 zile, mă suna, unde ești, îmi spunea că este la Alexandria și eu îi spuneam că sunt în cameră și imediat în 2 secunde bătea la ușă. Deci mă așteptam oricând să fie în cameră și totuși îmi era teamă. Mi-a fost teamă de el, pentru că ce făceam? Mă amenința mereu, vii acasă, nu... Ai venit aici pentru ce? Pentru fotbal, școală. Nu le faci, ai acasă. Și mi-era tare frică să nu plec de la Steaua. Păi și la ce vârstă ai văzut prima dată discoteca? Târziu. Nu se punea problema la vârsta aia. După 17 ani. Da. 17 ani, deja mă luase și pe mine puțin pe la echipa mare să fac antrenament. Și mai mergeam după cei mari, mai mergeam, dar așa nu, foarte târziu. Ai spus că din generația aia singurul care a ajuns la echipa mare ai fost tu, dar dintre foștii colegi au mai jucat prin Liga 1, pe la Liga 2, mai ajuns vreunii din generația aia ta
Sau nu? Sau nu, au mai jucat puțin, poate la nivel de B, dar Ugăraru a fost cu un an mai mare ca mine, aha, 80, eu născut da. 81. Era rivalitatea cu Dinamo, erau turnee da. De juniori, turnee da. Finale, cum era? Da, la acea vreme da. Nu mai steau și Dinamo, câștigau campionatul, 1 și 2, un an Dinamo, un an... Ai prins și tinere speranță? Sau da, 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 am prins și tinere speranțe. Un campionat foarte puternic de juniori, da. Echipe precum CSS1, CSS6, Pajura, Pantelimon, dar echipe foarte bune. Bineînțeles, la final ne impuneam noi și Dinamo, an de an. Da. Nu existau echipe, nu existau atunci academii puternice. Mai era Luceafăru, nu? Nu, n-am prins da, acea perioadă. Cu loturile de junior ai cochetat? Da, am fost la un an mai mare ca mine, de la început până la sfârșit, de când s-a înființat lotul până la sfârșit, și la cei de seama mea. Și acolo la un an mai mare ca mine a fost Neasila Elenei cu Nealaiu Sădmăreanu. Ei te-au luat. Da, dar, da. Mă știau, așa, bineînțeles că erau și antrenorii. Păi, care au ajuns după da, aia? Da, aveam, majoritatea au ajuns. Cernat, Ugăraru, Marius Nicolae, Codrea, care eram mai mici, dar jucam și la... Uh-huh. La un moment dat a venit și Chivu la calificări, îmi aduc aminte. Jucători buni, jucători la 81, la grupa mea de vârstă. Uh-huh. Aveam Raț, funda stânga, aveam ce să mai... Bilașcu, aveam... Paul Codrea, Marius Nicolae, deci au fost antrenor Neadi Boiangiu, care da. Cu domnul Cristoloveanu. Până în 99, la juniorii Stelei sau la toate etapele astea pe care le-ai trecut și cum a venit primul antrenament cu echipa mare? Cum s-a realizat visul? Cine te-a chemat? Cine era antrenor? Da, era, mi-aduc aminte, domnul Stoichiță. Așa. Era antrenor, am prins primul cantonament în Forban. L-am prins pentru că atunci... iarnă sau vară? Da, atunci veneau iarna. Veneau 22 lotul mare și mai luau 5-6 copii. Da. Zăpada atâta, nu? Da, bineînțeles, fiind între cei mai buni copii din club, a luat vreo 5-6 copii. A luat, am făcut cantonament, după care reveneam la junior, ne mai lua la echipa mare să mai facem câteva antrenamente. Cine era la echipa mare atunci? Cine erau tartorii? Cine erau? Clar. Când a intrat în vestiarul ăla atunci? Clar, era Marius Lăcătuș, dar să știți că m-am atașat și de mulți băieți. Cine? Damian Militaru, care și acum vorbesc cu el. Adi Matei, care... Da, Cacao. Da, Adi Matei. Deci mulți. Ritli, Hrib. Oho! Da, Lavi Hrib. Da, Lavi Hrib. Și am rămas prieteni și acum am rămas cu... Bravo. Deci eu am prins și generația aia mai... Dar știi ce sunt eu curios să știu la tine? Dacă respectul era altul atunci decât acum. Adică atunci mi se părea mie mai cărai mingele, mai da, făceai da, o gheată, da, mai da. Nu îndrăzneai. Nu mâncam. Eu nu mâncam la masă cu un restaurant cu ei. Eu mâncam în altă parte. Așteptam să termine ei și mâncam. Dacă eram cu autocarul și îi rugam să mă ia și pe mine până la hotel, mâncam, câteodată mâncam în magazie. Bine, era masă acolo pentru 2-3 băieți și era greu în perioada aia să intri. Da, mi-aduc aminte, am nimerit la masă cu Ilie Dumitrescu, da, ceva incredibil, niște nume imense. Și? Nume imense. Ce zicea tatăl tău atunci când i-ai spus, ia uite cu cine am ajuns? Era în culmea fericirii, dai seama, era în culmea fericirii, s-a îndeplinit și lui în vis, pentru că practic toți părinții, vezi, își dau copiii la fotbal și speră tot să ajungă și sunt foarte puțini care debutul? Ajung, foarte puțini. Debutul? Nu. A fost o perioadă grea pentru mine, după cantonamentul de la Forban am avut niște probleme de 6 luni, 8 luni de zile, probleme musculare, care nu reușeam să le dau de cap. Așa. Nu reușeam să le dau de cap, s-a amânat debutul, pentru că în acele momente făceam mai tot timpul antrenamente cu echipa mare da. Și jucam la tineret. Și a fost o perioadă grea de 6 luni, 8 luni, unde am încercat la toți doctorii. Până la urmă m-am recuperat. Între timp s-a schimbat antrenorul, a venit Naemi și mi-aduc aminte, mă pregăteam de antrenament
și Naimi cu Nea Mihai stăteau de vorbă și chiar asta vorbeam și cu Nea Mihai acum câteva luni când m-am întâlnit cu dânsul și i-am adus aminte. Nea Mihai m-a văzut și m-a chemat, para ia vino. Uite Naimi, el e un băiat de la junior, e aici, e la echipa mare. Da, Naimi a dat salut cu mine și am continuat. Dar a fost un gest frumos al lui Nea Mihai, că m-a prezentat. Că poate Naimi nu știa. Și ai debutat cu Naimi? Nu. A urmat o perioadă de antrenamente în care făceam antrenament cu echipa mare. Apăruse și jucam la jucător din generația care a dus după aia e fantastic. Ogăraru. Doar Ogăraru juca în acea perioadă. Și după aceea au mai apărut cine? Nu, nimeni, doar Ogăraru atât. Doar Ogăraru. Primul care a mai venit după voi din echipa aia. Două secunde, imediat spun. Așa zic. Au trecut 6 luni. Da. A plecat Naimi. Da. După care a venit domnul Pițurcă. A venit domnul Pițurcă, a făcut, la primul antrenament a făcut o selecție cu toți juniorii din club. Bineînțeles, am fost printre cei remarcați de dânsul. Am prins iarăși cantonament cu echipa mare la Norcia și... Cedebru. Da, am jucat un meci în finala mică cu... niște bulgari, nu știu, juca Pătrașcu acolo. Ce echipă avea Steaua atunci? Da. Cu Trică, cu Vlăduiu, Dăciulescu, exact. Da. Și atunci am rămas în lot. Am debutat ultima etapă la Extensiv Craiova. Am debutat ultima etapă din acel campionat. Am câștigat cu 3-0. Și de atunci am rămas constant în lot. Dar debutul la prima echipă l-am avut cu domnul Pițurcă. Care... Sezonul 99-2000. Da, sezonul 99-2000. Și sezonul următor s-a luat campionatul. Sezonul 2000, următor, ai început să joci? Da, s-a luat campionatul. Primul meu meci ca titular, îmi aduc aminte, au trecut 3 etape. Am fost rezervă primele 3 etape. Cine după care, juca mijlocaș? Carabaș. Am început mijlocaș dreapta. Da. Am început. Nu era loc în momentul Carabaș, și eram dublura pe postul de mijlocaș dreapta. Mijlocaș central erau mai mulți, erau Trică, Lincar, Falemi. Nu găseam locul acolo, Liță. Da. Și la meciul cu Dinamo am intrat relaxat în vestiar, da, pentru că mă așteptam să fiu pe bancă. Când văd pe tablă... Titular. Păi și nu vorbise cu tine înainte nimic? Nu. Dar te văzuse la antrenament toată săptămâna. La antrenament, domnul Pițurcă ne mai dădea mai eu de titular, lua, deci nu te dai seama. Dar din prima ai început ai jucat mijlocaș și de la copii, de la junior, tot timpul? Nu, eu jucam mijlocaș central, de nu, obicei. Nu, dar zic, știu, da. De la copii, de la junior, mijlocaș. N-ai fost mijlocaș. Niciodată atacant, nu, portar. Nu. Unii mai spun, am început în poartă, că nu plăcea să alerg. Mijlocaș central. Da. Deci din prima. Da. Așa, și am intrat în vestiar, mijlocaș dreapta, titular, de la început, meci cu Dinamo. Ce nebunie. Da, am văzut... Acasă, da, în Ghencea. Da. Wow. În Ghencea. Am ieșit stadionul plin, da, lumea și pentru toți spectatorii la acea vreme a fost o surpriză etapa a patra, să mă vadă titular. Din fericire pentru mine, pentru echipa, a ieșit foarte bine. Am reușit să câștigăm în acel meci, am făcut o partidă bună până în 60-70. Da. Tot timpul ai jucat așa cu era mai greu, în bandă era mai greu, că știți, în bandă trebuie să ai alte calități pe care eu nu prea le aveam în bandă. Dacă a fost nevoie. Da, a fost nevoie, dar a fost ok. Până la urmă mi-am făcut treaba, am ieșit în minutul 60-65, tot stadionul m-a aplaudat și de atunci am rămas în... Ce a însemnat pentru tine, nu știu, primul meci, vestiarul Stelei, în tricoul Stelei, pe lângă realizarea aceea mare cu care... Da, față, vă pot spune așa, față de foarte mulți tineri care au ajuns în acel vestiar, eu am realizat unde sunt. Am realizat tot timpul unde sunt pentru că am crescut acolo și mi-am dorit tot timpul să ajung acolo. Pe când în ziua de azi, vedeți, au mai apărut echipe precum CFR, da, marea majoritate a copiilor acum vor la viitorul. Plus că atunci nu erau atât străini. Nu erau, nu erau. Ce mai erau? Nu, Duro, eu l-am prins, Duro. Da, albanezii. Da, Duro, da, și Ceno, mai era un băiat Ceno. Atât am prins. După aia, da. Da, n-am prins foarte mulți străini. Am reușit să câștig campionatul. La primul meu sezon am reușit să câștig campionatul. Cum a fost când ai ridicat trofeul? O performanță extraordinară. Am reușit să câștigăm campionatul cu 4-5 etape înainte. Chiar mi-aduc aminte, la ultimele etape nici n-am mai jucat. Cei care o făcusem o bună parte a sezonului,
domnul Bițurcă ne-a dat vacanță și 5 etape, deja eram în vacanță, am venit la festivitatea de premiere, am venit cu Fece Argeș și al lui Rică Neaga. Da. Nu mai țin minte ce am făcut la meciul ăla. 5-1 parcă. Da, parcă am dat Alexandru Pițurcă gol. Da. Dar bucuria a fost... Și tatăl tău a fost la... Da, normal. Dar domn maestru, cum îi spunem noi, da. Știi și tu că n-a lipsit de la niciun meci. Nu prea lipsit, da. Deci n-a lipsit. Din 2000, de când am debutat, n-a lipsit de la niciun meci. În deplasare, acasă, în străinătate, nu a lipsit de la niciun meci. Bun, și s-a realizat visul, trofeul. Da, primul trofeu câștigat la vârsta de 19 ani. Apoi Supercupa. Apoi Supercupa cu Dinamo. Iarăși am reușit să câștigăm pe Lia Manoliu, fostul Lia Manoliu. Da, deci 20 de ani, la 2001 aveai două trofee. Da, aveam două trofee. Da. Începutul era bun, începutul promițător. Așa. Banderola de capitan la care? În ce an? Când ai primit-o? Păi da, a fost atunci când ne-am calificat grupele Champions League. Mirela a avut probleme, a avut o accidentare mai lungă. Apropo, a început să povestea. Deci după tine și Ogă, cine a primul da. Care a apărut? Mirel a venit, a fost? Da, Mirel a venit atunci. Uh-huh. Mirel a venit imediat cum s-a început sezonul. Cum s-a început sezonul. După meciul cu Extensiv, el juca la Extensiv, dacă mi-aduc bine aminte. Da. Am câștigat 3-0, acela a fost debutul meu. În perioada aceea de transferuri a venit deci și... Deci voi ați fost primii trei da. Din care s-a, cu da, jurul căreia s-a construit da. Echipa UE Fantastic. Da. Primii Ograru, trei. Paraschiv da, și da, Rădoi. Da, primii trei. Da. Au urmat 8 sezoane, mamă, mult. Aveai puțin ajungeai pe și cred că urmau și mai multe, dacă nu alegeam să plec pleci. În acea vreme. 8 sezoane, s-au mai câștigat două campionate, 2004, 2005 și 2005-2006. Puține, din punctul meu de vedere puține, că la acea vreme, dacă ne uităm pe statistici, ieșeam numai pe locul 2. Am avut, după ce am câștigat campionatul, 2002-2003, locul 2, 2003-2004, locul 2, 2004-2005. Și o supercupă în 2006. Și o supercupă în 2006. S-au perindat rând pe rând. Pițurcă, Olăroiu, Protasov, iar da, Olăroiu, nu? Da. Zenga. Zenga, da. E da, prins Zenga, pe toți. Da, toți. Ei te-au prins, te fac pe tine că da, da. Până la Hagi, când a venit Hagi, am plecat în acea perioadă. Da. Cea mai frumoasă da. Perioadă, nu? Ați început să devineți, da. Să deveniți o echipă, o familie, au apărut rând pe rând, nu? Petre Marin, Neșu, a fost... Goian... Ghionea, nu? Asta. Da. A fost o perioadă frumoasă și până în 2005 cu domnul Pițurcă, pentru că am fost foarte atașat de dânsul, foarte atașat. Mi-a fost foarte greu când a plecat, mie personal. Am spus-o la acea vreme că aveam o echipă foarte bună, ne puteam impune în mai multe rânduri să câștigăm campionatul, dar am avut și ghinion, pierdeam la câteva puncte campionatul, no. După care în 2000, nu știu, 2005, dacă mi-aduc bine aminte, a plecat domnul Pițurcă de la echipă și a venit Walter Zenga. După un cantonament foarte bun, mi-aduc aminte, domn Pițurcă a făcut acea echipă, da. Înainte de sezonul de a veni Walter Zenga, am făcut o pregătire foarte bună la Mirlo. Eram foarte bine montați pentru începerea campionatului, deci clar echipa formată de domnul Pițurcă. Au fost niște neînțelegeri înainte cu 3-4-5 zile de prima etapă. A stat Teafane, parcă pe bancă. Nu. Exact înainte cu 5-6 etape înainte cu 5-6 zile de a începe campionatul, a plecat domnul Pițurcă și a venit Zenga. Derbiurile cu Dinamo, cu Rapid, cum erau la vremea respectivă? Pentru mine cele mai frumoase, cele mai bune meciuri le-am făcut cu aceste echipe. De ce? Pentru că eram concentrat, eram la maxim, mi-era teamă și se spune tot timpul atunci când ești concentrat la maxim și când ai emoții, atunci faci cele mai bune meciuri. Când mergeam pe la echipe precum, nu știu, se dau așa un Ceahlău, așa că nu mai sunt acum în Liga 1, Bistrița, mergeam relaxația, nu câștigăm la pas, atunci nu ne mergea și nu puteam să mă concentrez să joc foarte bine. Cu Dinamo, cu Rapid, așteptam meciurile astea ca pâinea caldă.
Întâi a fost parcursul bun cu Protasov în grupe atunci, nu? Da. După da. Ați bătut echipe din Franța, din Olanda, din... Da. Așa. După care a fost acel traseu, nu? Acea nebunie când s-a ajuns să se joace sfert de finală cu Rapid, nu? Da. Mă întorc puțin în timp. Da, a urmat campionatul cu Zenga câștigat și noi, dacă ți-aduci bine aminte, în acea perioadă de campanie europeană, am tras un semnal de alarmă că venim cât de cât în urmă, pentru că ne-am calificat în optim de finală, am eliminat Valencia. Da, deci noi este, da. Totuși am dat un semnal că vom face un grup bun, că avem o echipă valoroasă și dacă vom rămâne împreună, ceea ce s-a și întâmplat, sezoanele viitoare de cupe europene vom fi mai puternici. Deci primul semnal a fost tras după Valencia. Am avut ghinion că am dat de o echipă Villarreal după Valencia în... Cu Riquelme, o echipă mult mai în formă decât Valencia. Că dacă jucam cu o echipă mai accesibilă, puteam trece, pentru că eram foarte bine montați, eram foarte bine pregătiți. La acea vreme ne puteam bate cu oricine din punct de vedere fizic, tactic, eram foarte bine pregătiți și mental. Ok, făcând excepții, Champions League, știm și noi ce este la Champions League, dar totuși Cupa UEFA în acea vreme era mai accesibilă decât un Champions League. După care a urmat Protasov, am câștigat și acel campionat și acea campanie fabuloasă de Europa. Aia, meciul acela cu zăpada, cu Villarreal. Cu Villarreal, câtă lumea asta se strângă. Am ieșit la încălzire, era totul verde și în cât durează încălzirea? 25 de minute, era până la glezne. Până la glezne. Era zăpada. Eu am zis, dacă noi jucam atunci, pentru că ne-a luat de elan, ne simțeam foarte bine la acea încălzire. Dacă noi jucam atunci, chiar dacă nu era zăpada, să fi fost puțin mai mică zăpada, să ne fi lăsat să jucăm, Villarreal pleca învinsă. Cu toate că urma și un retur, acum am pierdut fără drept de apel El Madrigal. A fost foarte greu acolo, ce să mă... Greu. Celebra expresie, Riquelme, nu-mi stă nimeni în care. Păi, da, ce? Asta... Greu. Mi-aduc aminte, am fost suspendat la acel meci. Da. Am fost, dar oricum doi și cu fost, mine... Doi ați fost, dar mai fost cu cineva, nu mai știu, era întrebat. Nu, am mai fost suspendat la celebrul Midas. Știu, dar nu, ai mai fost și la meciul cu Villarreal, a mai fost cineva. Da, nu mai știu, nu mai mi-aduc aminte. Da. Bun. Echipe din Spania, nu eliminate pe traseul acela. Da, ultima Betis. Înainte de Rapid a fost Betis. Betis, cea mai importantă, Betis. Cea mai grea. Cea mai grea. Cu Joachim, echipa Joachim, bună. Da. Dar 0-0 la București. La București. Și 0-3 în Spania, dar cu mare presiune pentru că Rapidul jucase cu o zi înainte în Germania și se calificase. Da. Și era mare rușine. Da. Cum a fost? Cum ați trăit voi ziua aia, seara aia? Da. Ați aflat la antrenament oficial că s-a calificat Rapid. Eram în competiție directă cu Rapid, chiar dacă eram și în campionat, ajunsesem să ne batem și în cupele europene. La București, Betis nu ne-a dat nicio șansă, mi-aduc aminte, n-am avut nicio ocazie. Da, am zis, gata, este pierdut totul după meciul de la Betis, după care am revenit la antrenamente în săptămâna aia, ne-am pregătit foarte, foarte bine, ușor ne-am revenit cu moralul. Și i-am prins și pe Betis într-o perioadă grea. Și în acele momente, Laura retrogradare, fan puțin în tribună, îi contestau. Și cum ați aterizat în Spania? Ați aflat că... În autocar, eram de la aeroport. Spre stadion, nu? Ajunsesem în România. Eram spre Ghencea, nu? Da, eram în autocar. Și la radio Steaua Rapid. Am făcut o față așa... de supărați toți, foarte triști, pe care meme spune, bă, ce aveți? Stop! Jucați cu Rapid? Ce vroiați? Nu mai știu ce echipe mai erau acolo. Cele mai tensionate meciuri? Alea au fost, nu? Da, grele. Meciuri tensionate. Meciuri tensionate. Pentru că, vezi, preferai și noi și ei, preferau să joace cu alte echipe din Europa, să-i scoată Hamburg sau nu știu ce mai erau pe acolo, decât să te scoată Rapid sau să te scoată Steaua. Deci o tensiune incredibilă, nopți nedormite și emoții foarte mari, dar bucuria a fost cu atât mai mare după și am realizat după aia și noi am realizat că Meme a avut o dreptate foarte mare
spunându-ne, băi, stop, jucați cu Rapid, totuși. Da, sunt de valoarea voastră. Asta ai luat în turul cu Boro galben, nu? Da, am luat galben. Eu cu Bănel am spus-o tot timpul. Dar Bănel, dacă era în teren atunci, nu știu dacă se mai întâmpla, pentru că Bănel bloca, îl știam cu toții. Da, îl știam cu toții, cum capacitatea lui de a alerga, forța lui, practic era printre singurii care se putea bate la fizic cu englezii. Și cum ai trăit meciul? Greu, unde? Greu, l-am trăit, la 2-0 eram cu Bănel între suporteri și ne bucuram. Da, și se uitau foarte urât la noi și la 4-2 când au dat gol s-au întors suporterii la noi și ne făceau ei semne și na, vă convine acum. Și de câte ori ți-ai pus? N-am văzut niciodată meciul, niciodată. Nu, de câte ori ți-ai pus întrebarea, dacă eram în teren, poate era scorul sau dacă era... Nu știu, ai spus de Bănel. De Bănel. Eu nu mi-am pus-o, că mă gândesc că și eu ce puteam să fac, poate mă retrăgeam și eu și ce să faci? În tensiunea aia și n-am mai... E greu, uite, la nivelul ăsta de Champions League, să iau 5 goluri. Da, până la urmă, tensiunea care este... Nu, m-am întrebat tot timpul dacă era Bănel. Asta a fost, nu dacă eram eu. Și rând pe rând, jucătorii Stelei plecau și tu totuși ai mai rămas până în 2007. Da, mai rămas, ultimii, nu? Am mai rămas între ultimii. Am schimbat foarte multe generații de jucători. Au fost oferte bine. În perioada asta? Chiar dacă erau, nu eram noi interesați, nu eram disperați la acea vreme, da, nu eram. Practic, înainte să plec, în Italia am venit în avion cu domnul Becali, am venit în Austria în avion cu dânsul și mi-a spus, am avut acum câteva luni sau ani, nu știu cât timp, Dinamo Kiev, pe bani mai mulți. Da, nu te-am lăsat, dar... Vedeți, atunci nu eram disperați în perioada aia, nu? Eram concentrați pe... Și ai ales să treci în Serie da, B. Da, în Serie B. În Serie B. Venise Hagi antrenorul venise, da, am stat foarte mult în acea perioadă. Mi-a spus, pare este foarte greu, eu am jucat în Serie B, știu cum e, un campionat greu. Păi totuși, ai jucat 2 ani, 50 de meciuri în 2 ani, 3 goluri. Am jucat, Media de 25 de meciuri pe sezon e civilizat. Da, am jucat. Plus de asta că am avut și probleme cu accidentările, că dacă nu jucam mai mult, am fost bine văzut acolo, iarăși mi-a părut rău că am plecat, echipa a retrogradat, trebuia să fi rămas în acel circuit, pentru că era altceva. Am venit la Urziceni. Vreau puțin să-mi spui despre perioada Serie B, cum a fost? Erau jucători mari care mai jucau pe în Serie B atunci? Greu, jucător, campionat puternic. Da? Da, campionat foarte puternic. Diferite antrenamentele? Da, diferite. Și bănesc că ți-a fost la fel de greu ca și atunci când ai venit în Alexandria București, că practic ai plecat după 8 ani o viață la Steaua. Da, foarte greu. Și te-ai dus în Italia. Foarte greu, am ajuns acolo unde erau niște condiții foarte bune. La Steaua am plecat de la niște condiții extraordinare, unde intram în vestiar, aveam de la ciorapi până la... ghetele făcute, da, toate condițiile, 5 masori stăteau pe lângă mine, am ajuns acolo altceva. Cu toate că sunt salarii imense, acolo nu are nimeni grijă de tine decât tu ai grijă de tine. Pentru că nu era o echipă mare, să zici Serie A, Lazio, Milan, Inter, o echipă mică, avea un masor, echipa, dacă ne accidentam trebuia să mergem la doctor 10-15 km, cabinet particular al doctorului de la echipă, alte condiții. Altceva, mi-a fost foarte greu, adaptarea a fost foarte grea. Antrenamentele, nu mai vorbesc, un ritm de 100%, aici, la Steaua, ne antrenam, pot spune că ne antrenam, că eram un grup de caractere care se antrenau. Când am ajuns acolo, marțea, două antrenamente, împingeau la sala de forță 200 de kilograme, haltera, după amiaza, antrenament. Tactic, foarte mult tactic. Un campionat din punct de vedere fizic foarte, foarte puternic. Am fost primul an la promovare pentru Serie A, am avut o echipă foarte bună, antrenam pe locul 7, cred, mergeau primele 6 la baraj, era un play-off, echipă foarte bună am avut, am ratat promovarea la un punct 2, promovarea, am ratat play-off-ul acela, după care al doilea an a fost niște probleme, a murit președintele, echipei care era extraordinar de nu știu câți ani, iubea acea echipă. Da, din cauza președintelui care
a murit, oamenii nu s-au mai implicat și au vrut, practic chiar au dorit acest lucru, să nu mai fie costurile care erau, pentru că erau salarii de 30, 35 de mii, 40 de mii pe lună la momentul acela în Serie B. De salarii imense pentru Serie B. Drepturile de televizare în acel campionat, când am terminat pe locul 6, au fost de 6 milioane, au revenit 6 milioane de euro, au revenit echipei la care am fost. Deci tu ai câștigat la Rimini, ai luat salariu mai mare decât la Steaua. Da, da, salariu mai mare, dar... Dar primul contract, îți aduci aminte cât ai avut la Steaua? Când ți l-a făcut? La 18 1000 de dolari pe an. La 17 ani. Cine ți l-a făcut? Era Netică, Danilescu, domnul Pușca și erau... Și ei au fost primii bani câștigați în fotbal? Da, primii bani, dar erau bani. Și ce ai făcut cu ei? Am fost cu tata la bancă și i-am dat lui, pe toți, bineînțeles. Bine, nu mi-a luat tata banii, că nu avea nevoie de bani, dar știi cum este. A avut control tot timpul asupra mea și eu am crezut la acea vreme că este bine ceea ce fac și... Nu m-am înșelat. Da. Deci la Rimini s-a câștigat bine. Da, 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 da. Altfel nu plecam. Cu toate că la acea vreme, dacă am stat să mă gândesc, totuși a fost o mișcare nu prea inspirată. Că te-ai dus acolo? Da. Pentru că urma sezon de Champions League la Steaua. Urma sezon de Champions League și poate pleca. Da, puteai să prinzi, da. Plus de asta, dacă mă așteptam, mai era ceva. Adrian Ilie îmi tot spunea că era atunci președintele Stelei, să mai aștept puțin că o să apară ceva și n-am avut răbdare. Erai tânăr, 26 de ani. Da, 26 de ani. Păi dai seama, 26 de ani și aveam 8 sezoane la Steaua. Da? Da, puteai să... Asta a fost. Și de ce Urziceni? Urziceni, bineînțeles, meme. Mai ajuns să răfăși Steliș pe acolo? Da, nu? Bineînțeles, meme. Mi-aduc aminte... Câștigaseră deja campionatul, da, nu? Da, câștiga campionatul. Am mers la Ghione la botez. M-a primit la ușă, la intrare, Ghionea, soția și nașii, meme cu contract, soția. Și cu contract. Da, și am dat noroc și ce faci, păruță? Păi uite, am plecat, vii la Urziceni? Și am zis, meme, vin, cum să nu vin? Mai ales că era meme, care am avut o relație... Și ai jucat bună la Urziceni, 28 de meciuri, 0 goluri. Da, da, am jucat. Dar după aia s-a desfințat. Da, s-a desfințat. Am prins 6 luni cu Dan Petrescu, după care a venit Roni Levi. Am pierdut la Mustață campionatul cu CFR Cluj. Am pierdut așa, destul de greu. Am pierdut. Știu. Un grup bun la Urziceni, m-am simțit foarte bine acolo. Am întors CFR-ul după 2-0 la Craiova, 3-2. De atunci și noi am jucat la Bistrița și n-am putut să câștigăm la Bistrița. Am fost și demoralizați, era 2-0, era CFR în 10 oameni, mi-aduc aminte. La reporter, nu ți-aduce aminte că făceam interviurile de la 18 ani cu tine? Da. Mi-aduc aminte de tot, da, știu, da. Demoralizați, Craiova a întors atunci. Da, a întors de la 2-0 și Craiova în 10 oameni, mi-aduc aminte. Da. Am intrat în teren cu Bistrița, n-am putut mai mult și am făcut 0-0 sau, nu știu, egal la Bistrița și atunci s-a pierdut campionatul. Au avut și eu o cădere atunci pe final, parcă, CFR-ul. Da. Da, au schimbat la două și puncte ceva, parcă, da, la două puncte au câștigat în fața noastră. Da. După care a urmat o perioadă destul de grea acolo, patronul a avut problemele care le-au avut. Da. Am cu o seară înainte să terminăm, să se termine perioada de transferuri. Da. Aha. Nu, că începuse nouul sezon, era de etapa 5-a, 6-a. Mai era o zi. V-a zis că puteți pleca. Da, ne-a spus. Dar era prea târziu. M-a sunat Rică, Păruță, uite, o echipă din Ucraina. Și ați plecat acolo. Da. Era și el, nu? Sau cum? Da, da, am plecat amândoi. Am reziliat contractul în seara aia cu Urziceni. Am făcut o hârtie cu tot ce aveam de luat. Și am plecat la Volin Luțk. La Volin Luțk am... 11 meciuri, 2 goluri. Da, da, 11 meciuri. Am stat puțin acolo. Am stat cam 7 luni, 8 luni. Șahtiorul v-ați întâlnit? Da, să joci? Da. Era Nemircea, nu? Da. Da, greu să joci contra Șahtiorului. Greu. Dinamo, și doar tu cu Rică erați la Luțk? Mai era? Da, eu cu Rică și Buta era. Și Buta, da, bravo. Da, greu, cu adaptarea foarte greu, foarte frig, minus 35, cum mergeați acolo? 40 de grade. Cu mașina, trebuia să venim tot timpul acasă. Mașina...
Da, cu mașinile, mașina personală. Era aproape? Erau vreo 800 de kilometri. Uh-huh. 800 de kilometri, Suceava 500 și de la Suceava mai aveam 300. Bun. Și veneam tot timpul greu. Rică s-a și accidentat după și 3... Ai clacat. După 4-5 etape și am... Și pe aia n-ai mai jucat un an. Am plecat, da, n-am mai jucat, m-am antrenat. Da, da, asta a fost... Asta a fost în gândul meu. Și fotbalul la Concordia, da, Concordia, și am mai primit la Chiaj, na. Ilie Stan. Da, Ilie Stan m-a sunat, hai să încercăm. Iarăși și la Chiaj n-am mai continuat 6 luni, 7 luni. Și... Cum a fost reacția cu campionatul României? Nu, a fost ok, a fost ok. Mi-a plăcut la Chiaj, na. I-am spus și domnului primar tot timpul, m-am simțit foarte bine. Condițiile de acolo... condiții pentru mare performanță, îmi pare, de-aia îi urmăresc în fiecare an și îmi pare nespus de rău că ei se zbat tot timpul acolo, pentru că au o infrastructură extraordinară și ar putea an de an să atragă jucători tineri, să vândă jucători buni, jucători de o valoare mai mare, să nu mai aibă problemele astea, pentru că de an de an Chiajna se zbate acolo. Și eu m-am simțit foarte bine, foarte bine m-am simțit acolo. Da. Dar totuși, la 32 de ani, ai încheiat cu fotbalul? Da, am încheiat, pentru că asta vorbeam și cu cineva zilele trecute. Am plecat din cantonamentul echipei, într-o dimineață, am avut așa un conflict cu Ilie Stan, și am ajuns acasă și am zis, mă las. Dar n-am anunțat public, n-am zis nimic, nu, n-am zis nimic. Am zis, mă las, de momentul ăsta mă las. Nu mai pot. Da, nu neapărat că nu mai pot, așa dezamăgit de lucrurile care mi se întâmplase la Chiajna, Ilie Stan fiind și nașul meu, am fost foarte dezamăgit, chiar nu mai mi-ar da și n-am anunțat public, practic. Nu mi s-a evit un telefon, nu am primit un telefon să-mi zică, bă, uite, vii să joci la undeva, chiar să primești de la Liga 2, de undeva, acum, dar n-am primit nici măcar un telefon. Pentru prima dată că atunci te-ai retras în fotbal? Da, 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 atunci am zis... poate revii acum, mai joci la Clinceni. Aș putea că mă antrenez cu echipa, mă antrenez și n-am probleme. Apropo, de ce nu te-a pasionat? Că mulți din generația UE Fantastici au devenit antrenori. Nu te-a interesat niciodată, nu? Atunci, după când am spus că renunț la fotbal, am mai stat 3 luni, am văzut că s-a terminat perioada, a început campionatul de 5 etape, 6 etape, n-am mai prins nimic și am zis, bă, trebuie să fac ceva. Și am decis să mă fac impresar, în momentele acestea intermediar, de jucători. Și dacă am plecat pe drumul ăsta, în 4-5 luni am reușit să strâng și 10-15 jucători, 10 contracte. Da. Nu puteam să mai mă întorc, da, având niște angajamente cu acei tineri, cu acei copii. Cu acei copii care erau și sunt de mare viitor. Și n-am mai putut să mă mai întorc, să renunț la impresariat. Chiar nici în momentul ăsta n-aș putea să mă mai întorc. Am foarte mulți jucători, am foarte multe contracte semnate. Păi ai voie să fii și la Clinceni? Și... Da, aici la Clinceni n-am o funcție oficială. Da, aproape de echipă. Da, sunt aproape de echipă. Sunt... Mai cumperi un bax de apă, mai 10 mingi sau alea? Sunt condiții foarte, foarte bune. Da, aici la Clinceni. Deci nu te-a pasionat cu antrenoratul? Nu m-a pasionat cu antrenoratul. Cu cine ai stat în cameră cel mai mult la Steaua? Păi, sau cu cine ai început prima dată? La 18 ani cu cine? La prima dată am început cu Eric Lincar, Mihăiță, cu Neșu, aveam o cameră de 3 la stadion, două camere de 3 erau. Și după aia a fost Lovin Cogăraru și cu Neșu într-un an. Și după aia, în aia de 3, dar prima oară am stat cu Eric și cu Mihăiță, după care am stat cu Rică, am stat mult la Liuță, am stat mult timp. Iar în perioada UE Fantastică, să zic așa, îmi luasem un tânăr, pe ochi roșii, luasem lângă mine și stăteam tot timpul cu el. Vreau să te întreb dacă dintre cei care ai stat în cameră au fost pasionați și își luau notițe de Rică, bănesc că da, de atunci. Da, Protasov, ce ați avut voi. Da, erau Dică și nota antrenamentele, da, erau pasionați, Mirel, la fel. Vezi, și-au pregătit și din timp această meserie. Mie
mi-a plăcut mai mult să fac altceva și mi-ar plăcea pe viitor să fiu în conducerea unui club. În asta m-aș regăsi, să fac echipe, să reușesc să construiesc echipe. Eu cred că mă pricep să văd jucători, practic de vineri până duminică, cred că văd 7-8 meciuri. Începând de la copii de 12 ani pe fiul meu, care îl văd primul, după care plec la 5-6 meciuri în continuare. Ai și viitor, înseamnă. Da. Genul tău? Nu prea. Driblează mai mult. Nu prea, driblează mai mult și are viteză. Da. Se întreabă că îl am la Petre Marin, la Ghionea, ei sunt antrenorii, deci copile, antrenorii lui, copile. Gheorghe Gigel. Da. Nu, am văzut o declarație de-a lui Toti, o poză cu o declarație jos și zicea, mă duc la antrenamente la copilul meu tot timpul și asta ar trebui să urmeze și să toți părinții să pună în practică sau să-și sfătuiască copiii în felul următor. Mă duc la antrenamente la fiul meu în fiecare zi. Dacă fiul meu merită, băiatul meu merită să stea pe banca de rezerve, fiți sigur că o va face și va accepta acest lucru. Deci, am rămas impresionat de aceste cuvinte pe care le-a spus un mare campion despre copilul lui. Adică sunt presiuni că e copilul meu să joace la Roma. După ce terminăm interviu, să-ți arăt un filmuleț cu Suarez și cu Messi la antrenamentul copiilor lor. Da, la fel. Am văzut. Stau pe margine, știți? Deși probabil știu de 10 ori mai mult fotbal decât antrenorul respectiv. Clar. Relaxați. Bun. Dar știi cum este? Că chiar dacă știi mai mult fotbal de 10 ori, este un copil de 8 ani și trebuie să lucrezi specific copilului de 8 ani. Nu poți să lucrezi cu un copil de 8 ani ce faci tu cu Guardiola la antrenament. Nu ai cum, că nu va înțelege nimic copilul. Ne-am luat la povești și trece timpul. Bine, asta și scopul emisiunii, povești. Prima dată banderola de capitan. Cine ți-a dat? Păi a fost perioada aceea mai grea pentru Mirel. A fost perioada, în perioada aceea Mirel era capitanul nostru. Când s-a accidentat și a fost la Bologna. Da, a urmat o perioadă grea pentru el, normal fiind cel mai vechi. După am urmat eu. Plecase? Cine? Ogăraru plecase. Da, plecase Ogăraru, am urmat eu. Uh-huh. Mi-aduc aminte la tragerea la sorți, eram acasă, luasem pixul, foița. Notam să văd cu cine picăm. Și a fost Real Lyon. Real, primul mesaj care l-am avut, mi-a trimis un mesaj de acolo, din sală. Te așteaptă, mi-a trimis, Raul. Tigrule, o să fii capitan pe Bernabeu. Așa. Și Real Lyon și Dinamo Kiev a fost atunci, nu? Da, Real Lyon. Cum a fost? Păi am început bine. 40.000 de români sau cât pe Bernabeu. Ce ai simțit atunci, capitanul stelei acolo? Da. Cu Raul a sentiment fantastic, da. Am început bine la Kiev, am făcut un meci extraordinar. Da. După care a venit Lyon acasă. Da, mă refeream strict de meciul ăsta. Ce ai simțit atunci cu Bernabeu? Ce să simți? Deci au fost mai mulți români decât la mari. La Liga întâi, o etapă. Uite, și acum mi s-a făcut pielea pe mine, pentru că parcă trăiesc și acum clipele alea. Doamne, cum a fost, ce ghinion ați avut atunci, autogol acela. Da, am fost la un pas, bineînțeles, au avut multe ocazii și ei, dar mi-aduc aminte, chiar eu am avut o ocazie în prima repriză. Eu am avut o ocazie, am făcut un meci bun, un meci mare am făcut. Făcea schimb de tricouri mult? Ai multe tricouri eu în colecție? Eu am multe tricouri, dar... Așa, câteva piese importante. Am de la Liverpool, am de la Inter. Păi nu, da, nume, nu, anume. În SUA, cred că am ceva de la Liverpool. Am multe tricouri. Cu Real n-am schimbat. Am ieșit în minutul 70. Da. Am ieșit, sau 75-80, am ieșit. Și m-a prins la vestiare cu bluza pe mine, dezamăgit de rezultat. Nu știu de ce aș fi fost dezamăgit, totuși ne-a putut Real Madrid, să fi fost și eu, să mă bucur de un tricou. Știu că a fost o greșeală foarte mare, cred că am fost printre singurii care n-a luat tricou. Hai că mai vreau să tag niște puncte. Doar 4 selecții în echipa națională, puține? Da, puține, erau puține. Foarte mulți. Da, mulți, mulți jucători buni, mulți jucători valoroși. Rădăi cu Chivu. Am prins câteva selecții în acea perioadă UE fantastică. Da. Am prins debutul câteva... cu Pițurcă, cu Andorra? Nu, Andorra, domnul Iordănescu. Iordănescu și după aia în 2005 a fost cu Pițurcă. Da, și 2005 de la Rimini. Andorra, Armenia și Côte d'Ivoire și Niger. Da, și 2005 cu domnul Pițurcă, una de la Steaua și una eram... Sau toate de la Steaua, cred că erau.
Da. Am venit și de la Rimini de câteva ori, dar nu am jucat. Am fost de mai multe ori selecționat. Regret că n-ai prins un turneu final? Nu, era greu la vremea aia, era greu să prinzi turneu final. Jucători mulți, valoroși, dacă erau vremurile de acum, da, regretai că e greu să încropești un prim 22 acum să te duci la un turneu final. Atunci era altceva. Meciul cu Dinamo Kiev, cu Pițurcă pe bancă, când te-a schimbat repede. Da, meciul cu Dinamo Kiev. S-a vorbit atunci că te-ai sufocat. Că... Nu, nici vorbă, nici vorbă de te-a sufocat. Te-a schimbat în rațiuni tactice? Nu. Eu am avut la acea vreme, am avut o deviație de SEB, mă operasem la acea vreme și eram și foarte răcit, foarte răcit și aveam puroi aici și știi când alergi și tensiunea aia partidei. A fost greșeala mea, era minutul 43-44, n-am mai rezistat. Eu am zis să fac un bine echipei, schimbare, că nu mă simt eu bine. Puteam să ies la pauză câteva minute și a fost acel episod după care toată lumea și-a amintit, domnule, s-a dat nici vorbă de așa ceva la 20 de ani, 21 de ani, nici cel vorbă. Mai mare adversar, cel mai greu adversar cu care te-ai întâlnit? Gerard, da, de jucătorul perfect. Șut, pas și atacant. Liverpool la acea vreme când n-avea atacant, putea să joace atacant, fundaș central, orice. Din România, adversarul cel mai incomod, care a avut cel mai multe tackling-uri? Da, au fost mulți, au fost. Când jucam contra echipei Dinamo, Rapid, da. Jucători buni, erau jucători buni. Da. Jucători, nu mai mi-aduc aminte acum, dar Dinamo, Rapid, jucători buni, pentru că astea erau, cam ăsta era clasamentul la acea vreme, stau Dinamo Rapid sau invers. Demonstrați că sunteți un timp și acum, că reușiți să vă strângeți, incredibil. Da, cred da, că este da. Singura generație care... Da. Se mai strâng și cei din 86, am văzut și generația de aur, dar ce am văzut? În frunte cu Oli, care acum... Da, în frunte cu Oli, da. Acum nu mai, acum vă trimite mâncare chinezească, nu mai are. Așa? Tot cu Mirel Lider, tot aceiași uniți, cum de reușiți să faceți și ce faceți acum pentru Neșu? Da. Extraordinar. Tot timpul când ajung în țară și cei care... locuiesc. Vă vedeți. Afară, mai un tenis, vedem, mai un tenis cu tenis, piciorul. Da, ne vedem la restaurant. Da. Oli, chiar un mesaj, am primit un mesaj emoționant acum câteva luni pe WhatsApp. Vă mulțumesc, sunteți un grup, n-am mai lucrat cu un grup ca voi, Oli. Am rămas toți... Deci nu e întâmplător că s-a ajuns unde s-a ajuns atunci. O echipă. Da, o echipă și jucători cu caractere. Jucători cu caractere, ceea ce... caracterul câteodată mai depășește și valoarea. Chiar dacă joci cu echipe mult mai valoroase, ok, nu vorbim de echipe mari, precum cele din Champions League, dar cu jucători cu caracter poți să depășești echipe, de exemplu, din Europa League, care sunt mult mai bine cotate. Așa este. Asta am fost noi la acea vreme. Și jucători echilibrați. În punctul meu de vedere, jucători echilibrați și inteligenți. Marea majoritate dintre ei. Alte hobby-uri, pasiuni? Nu, joc tenis sport. De picior tot timpul. Tenis de picior, merg la fotbal și acum sunt cu Petre, Ghiune, Stelian Stancu, jucăm într-un campionat, facem mișcare tot timpul. Porecla Tigru, cine? Tigru, Meme, știi că e cu mijlocașii centrali. Meme, jucătorii invizibili, cum zice el. Îi plac acei jucători. Da, am avut o relație așa, o relație mai specială cu el cât am jucat. Real sau Barça? Barcelona pentru că e Messi, îmi place Messi. Messi sau Ronaldo, deci Messi. Da, Messi. Mi se pare mult mai talentat, bineînțeles, nu contestăm valoarea celuilalt, dar prin ceea ce face Messi în teren, de pleacă cu câte 3-4 jucători în spate și ajunge să finalizeze, nu mulți fac asta. Cristiano Ronaldo, de exemplu, un simț extraordinar al porții. Dar fiecare, vedeți că sunt păreri împărțite. Dacă întrebi 100 de oameni, 50 sunt cu Messi, 50 sunt cu Ronaldo. Dintre antrenori, Guardiola sau Mourinho? Guardiola, clar. Dacă a fost și Messi, Guardiola. Și l-a făcut pe Messi să ajungă la nivelul acela. Dintre antrenori pe care ai avut tu? Top 3 antrenori așa, care s-au marcat cariera. Am respect pentru toți. Dar unii care... Am debutat cu domnul Pițurcă, ți-am zis. Pentru mine domnul Pițurcă este și va rămâne, dar toți am lucrat cu antrenori mari, nu poți să zici la Steaua. Am avut performanțe, Oli,
Zenga, care a ajuns și Zenga când a făcut, când a scris acea carte. Am fost și eu acolo în acei fotbaliști nominalizați. Deci au fost reciproc, pot spune, da? Știi cum este, că rămâi cu omul care te-a crescut, ajutat, da, și te-a, da, crescut. Pentru mine, domnul Pițur, că este și va rămâne. Cea mai mare realizare? În sport? Da. Normal. Cea mai mare realizare? Sfertul de finală. Și cea mai mare decepție? Semifinala, totodată semifinala, da, și realizare și decepție. Și următorul an, tot așa, realizare foarte mare, s-a pus să joci în grupele Champions League, nu oricine joacă. Pot spune că această realizare de a juca în grupele Champions League este egală cu cea de semifinală cu UEFA. Erai la un moment dat fotbalistul stelei din istorie cu cele mai multe meciuri în cupele europene, da, pe aia cred că te-au mai depășit. Da, pentru că au rămas jucat foarte multe sezoane și da. 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 A fost o perioadă frumoasă pentru mine. A fost și va rămâne ceva extraordinar. Da. Pe care am petrecut-o câțiva ani și eu cu voi și mă bucur para că am rememorat acele momente. A fost o plăcere să discutăm. Și de partea mea. Prieteni, au fost poveștile lui Sorin Paraschiv. Ați aflat cum a trăit meciul de la Boro din tribună. Ați aflat și cum a trăit schimbul de fanioane cu Raul. Ați aflat și cum a trăit primul meci jucat la Steaua. Deocamdată atât de la Top Interviuri. Ne revedem pe data viitoare.